Consilierul local PNL Daniela Suman a propus conducerii primăriei Roman să susțină un proiect pilot de inițiere a persoanelor de vârsta a doua și a treia în tainele calculatorului. Scopul principal al proiectului ține de inițierea persoanelor interesate în folosirea computerului cu scopul de a iniția comunicarea cu rudele apropiate plecate în străinătate. Un proiect legat de digitalizarea vârstei a treia. Proiect în care fiica mea e implicată la București și dorește să facem aici un pilot la nivelul Romanului. Un proiect foarte interesant. El a fost, a ajuns într-o etapă aproape finală din 100 de proiecte. Au fost alese doar vreo 8. La ce se referă? Se referă la felul în care am putea determina persoane cu vârsta de peste 45 de ani, dar propunerea noastră este să începem cu segmente de 60+. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, că arată statisticile referitoare la populația din zona Romanului, principiul de bază cel al învățării pe tot parcursul vieții după modelul occidental al comunităților europene va fi aplicat și în comunitatea romașcană în vederea menținerii activității mentale a pensionarilor. La ce se referă acest proiect? Știți bine că învățarea pe tot parcursul vieții este un deziderat al Uniunii Europene și în toate țările din Uniunea Europeană, mă refer la cele foarte avansate din punctul de vedere al democrației, dar și avansatul social, dacă vreți, populația face cursuri permanent de-a lungul vieții pentru a-și menține un anumit nivel mental și pentru a se păstra o formă de inserție socială, știți? Pentru a nu marginaliza individul care ajunge după un număr de ani în care nu mai studiază nimic, nu se mai întâlnește cu alții de vârsta lui, să se simtă cumva marginalizat social. Grupul țintă care va fi avut în vedere este cel al persoanelor de vârsta a doua și a treia dispuși să învețe tehnici de utilizare a calculatorului în vederea unei comunicări cu rudele plecate la muncă în străinătate. Pensionarii vor învăța în primul rând să folosească poșta electronică, să scrie un e-mail și să-l transmită. De asemenea, se are în vedere consultarea unor site-uri de larg interes public referitoare la domeniile de sănătate sau agricultură. Acest proiect se adresează, vă spuneam, persoanelor de vârsta a doua și a treia, și pentru cei de exemplu 60+, considerăm că ar fi un lucru foarte interesant să învețe să utilizeze calculatorul cei care încă nu știu, pentru foarte multe lucruri foarte interesante pentru această vârstă. De exemplu, o parte au copiii plecați în străinătate. E fundamental să poată comunica cu ei. E fundamental să poată să scrie un mail, să poată comunica pe Skype. Dar sunt foarte mulți cu preocupări diverse. De exemplu, să poată să studieze tutoriale legate de agricultură, legate de grădină, de sănătate. Sigur că în condițiile în care vor face parte din grupele de cursanți pe care noi le avem în vedere, vor primi o bază de date a site-urilor specializate. Pensionarii vor fi inițiați în accesarea site-urilor de învățare a limbilor străine, dar și a celor de știri. Un interes deosebit va fi acordat inițierii celor vârstnici în tainele democrației, în vederea pregătirii lor pentru alegerile parlamentare, când vor trebui să aleagă conștient pe cei care ne vor reprezenta în Parlamentul României. Nu orice sursă este autorizată, da? Dar există site-uri deja profesionale și recunoscute în comunitățile respective, care merită accesate. Apoi, pot învăța, de exemplu, o limbă străină, pot învăța să se informeze din presă. Dumneavoastră, ca om de presă, știți bine, ca să înțelegi bine o informație referitoare la politică sau referitoare la orice altceva, e bine să ai mai multe surse. În condițiile în care la noi presa, știți că, din păcate, e destul de orientată spre o zonă politică sau alta. Și atunci ar crește și discernământul acestui grup de vârstă atunci când trebuie să ia decizia să voteze.
Împreună cu cei din conducerea primăriei se va decide în perioada următoare locația în care vor fi amplasate aceste calculatoare. Se va trece la alegerea primului grup țintă, care urmează a fi inițiat în noțiuni de folosire a calculatorului în funcție de gradul de cunoaștere a noțiunilor primare de utilizare a unui computer. Primul grup va beneficia de instruire din partea unor formatori de la București, după care vor fi diseminate noțiunile prin formatori locali. Cursurile ar putea începe în luna septembrie și, în funcție de interesul cursanților, va fi extins la un număr mai mare de pensionari.